Am revenit la un livret, Miron Vasile și Lucian Derdală, dornic să vă dea vești bune și să începem cu o veste bună, cresc amenziile. Nu cresc amenziile, nu. E vorba despre sistemul e-factură. Care a fost implementat, cum vreți să-i spuneți, de ceva timp. Legea, atunci când a fost dată, a fost pusă foarte clar. Băi, aveți o la dispoziție un interval de timp să vă acomodați, să vedem ce probleme au. Am vorbit în emisiune de asta, am vorbit și de, cred că și unul și celălalt vorbisem cu antreprenori care nu erau foarte lămuriți. Dar nu că nu erau lămuriți. Au fost păsuiri. Păi nu, Lucian, dar însuși sistemul era, nu știu, greșit conceput. Că vrei să schimbi, greșeai o factură, nu, și vrei să o schimbi. Păi nu mai puteai, că nu puteai pe servă, nu, și făceau ăștia ce nu am făcut. Bun, o factură de zi. Acum, de pe data de 1 iunie, s-a terminat cu joaca. Doamnelor, domnilor, Guvernul României a pus la dispoziție o perioadă de timp să vă acomodați. Dacă nu v-ați acomodat, veți plăti. Veți plăti dacă nu veți folosi e-facturare. Pentru că la ora actuală se mai foloseau și vechile servicii. Iar amenziile vor fi cuprinse, și citesc să nu greșesc, între 1.000 și 10.000 de lei în funcție de dimensiunea contribuabilului. Da, deci cumva nu e, ca și cum ar fi o amendă pe cifra de afaceri. Da, bun, rămâne la latitudinea organului constatator să vadă cam cum o duci și să te ducă spre mine. Ai greșit o factură de 5.000 de lei și n-ai dat-o prin e-facturare și prin e-factură și îți dă amendă de 10.000 de lei. Păi ce faci, nene? Chestiunea asta îndreaptă economia română, sectorul privat românesc, pentru că aici discutăm în primul rând, problema e în primul rând la sectorul privat și mai ales la întreprinderile mici, spre folosirea unor consultanți, sigur, contabil de specialitate. Care costă, dar hai să spunem că peste tot în lumea occidentală ei sunt prezenți. Știi că înainte se mai folosea contabilitatea simplă și era bine și acum nu. Nu mai merge. Deci e un pas către modernizare și fără să fiu eu un mare fan al măsurilor așa de forță ale statului, la un anumit moment trebuie făcut pasul înainte, Lucian, și în privința taxării. Da, din câte știu eu, foarte mulți au exprimat părerea că în România, dacă nu vii cu amenzi și cu sancțiuni financiare, legea nu se aplică. Adică, frate, n-ai respectat, poftim, asta este amenda, n-ai respectat a doua oară, amenda este mai mare, a treia oară amenda mai mare, după a patru oară ți interzic să... Ce ar fi nevoie însă, ar fi ca autoritățile care s-au mișcat puțin din punctul acesta de vedere, să nu înceteze și, hai să spun, activitatea de, nu știu, pedagogică, dacă nu sună, de educare a micilor întreprinzători în special, pentru a face față acestor solicitări. Acum, trebuie să recunosc, eu am intrat și pe site-ul Ministerului Finanțe și pe site-ul ANAF și peste tot li se explică și este clar explicat ce trebuie să facă, de ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. E bine, într-adevăr, să ai serviciile unui economist, unui contabil, fără doar și poate, dar eu sunt convins că și întreprinderile familiale, și PFA-urile, și alte microsocietăți se pot descurca cu e-factura. Se pot descurca, numai că trebuie să fiți foarte atenți. Bun, e o știre care a venit odată cu 1 iunie, ziua copilului. Și... Hai să rămânem în zona, sau să mergem în zona educației. Deocamdată, cu o știre, mie îmi face foarte mare plăcere să o prezint telespectatorilor, bănuiesc că și ție, e vorba de profesorii Nedea, Nina și Mircea Matei, au primit titlul de cetățen de onoare ai județului Iași. N-aș vrea să greșesc cifra, sunt sute de copii 300 de copii
care au fost pregătiți pentru a, pentru facultăți, pentru admiterea la Facultatea de Medicină. 134. Și spune, da, și Mircea Nedea spune, proiectul nostru a salvat de la abandonul școlar peste 134 de copii. Da, deci sunt 134, 100 dintre ei au terminat cursurile Universității de Medicină și Farmacie, 30 sunt în cursuri. Da. E un lucru extraordinar. Acest proiect, trebuie să spunem telespectat, da, știți, sunt convins că știți, profesorii Nedea sunt profesori la Colegiul Negruții și care au început un proiect foarte interesant, au luat elevi din mediul rural care aveau abilități și se vedea clar că își doresc să învețe și au îndrumat către Universitatea de Medicină și Farmacie, i-au sprijinit, i-au pregătit. Este un lucru extraordinar. Da, adică un gest care recompensează o activitate absolut. Îți dai seama că pentru 300 de elevi, 134, deci 100 de medici sunt deja, au terminat cursurile, 34 sunt în cursuri, dar mai sunt cei care vin din urmă. Pentru acești elevi, soții Nedea au fost mamă și tată. Se va discuta asta. Și se va pomeni numele lor de acum încolo foarte mult ceea timp. Ceea ce sper eu este că în viitor, cândva, nu am informații, dar poate că acest exemplu al profesorilor Nedea va fi urmat și în alte orașe, în alte domenii, cine știe, să-mi exprim această speranță. Până la admiterea la universitate însă vine bacalaureatul. Și începe înscrierea, cum spune presa, nebunia. Febra. E nebunia că pentru bacalaureat știi cum e, gata, unde, cum, ce materii, de ce, dar hai să mai facem pregătire. Și, doamnelor și domnilor, din punctul meu de vedere, nu știu dacă, știți cum, nu poate fi îngrășat porcul pe ultima 100 de metri. Adică cei care până acum n-au învățat, nu știu dacă pe stat. Bun, hai să spunem totuși că e un efort al statului acum să aducă mai mulți tineri la porțile universităților. Bacalaureatul a devenit ceva mai ușor. Da. A devenit ceva mai ușor, dar totuși avem o problemă și e o problemă care ține și de situația socială, de dezvoltarea socială a României. Bacalaureatul nu e titlul, nu e diploma, nu este atractivă pentru foarte mulți elevi care se gândesc la cu totul altceva. Da, bun, la o meserie făcută afară, unde n-ai nevoie poate nici de calificări și ei oricum calificare. Un liceu industrial, au un certificat de calificare. Da, o diplomă de calificare. Da, acum hai să le spunem și celor care ne privesc, poate sunt și tineri printre ei, elevi de liceu și în afară vă cer angajatorii anumite studii. Adică nu vă gândiți că, domnule, mă duc afară, nu mă interesează nici măcar n-am terminat liceul, trebui să fiți foarte, foarte, foarte bun ca să nu-l mai intereseze pe angajatorul diplomă. Da, e o idee bună să și ia cât mai mulți să se prezinte și să promoveze. Știi care e marea problemă? Pentru că la un moment dat, în urmă cu ceva ani, se auzeau tot felul de voci care spuneau, domnule, haideți să nu mai faceți din bacalaureat spaima elevilor. Că fără diploma de bacalaureat nu poți să faci nimic. Bacalaureatul ar trebui să fie un examen pe care să-l dai la 18 ani. Da? Așa se spune, lumea medicală zice că este vârsta la care nu mai ești adolescent, devii tânăr, ești apt să iei decizii, să tot. Dar examen al maturității până la urmă. Dar bacalaureatul era și este în continuare o sperietoare pentru elevi. Nu știu de ce. Ar trebui să fie cununare al 12 ani de învățământ. Reperele au rămas oarecum fixe multă vreme, acum el a devenit mai aerisit. În timp ce nivelul de pregătire la liceu, și vorbesc aici nivelul median, a scăzut foarte mult, astfel încât ceea ce acum 5 ani sau un nivel de subiecte care acum 10 ani sau 8 ani era rezonabil, s-ar putea ca anul trecut sau acum 2 ani să
fi fost foarte greu. Da, știi care este problema? Nivelul cunoștinței, deci cunoștințele de când am absolvit noi până acum, volumul lor a explodat, a crescut exponențial. Nu știu dacă mai poți să înveți în 4 ani de liceu. Păi ce am învățat noi în 4 ani de liceu, acum presupun că se învață clasa noua, după care, domne, hai că trecem mai departe. Nu, nu știu, am văzut, niște, învață altfel. Am văzut niște probleme altfel de chimie care eu le-am făcut în facultate. Iertați-mi fie vorba. Dar la liceu, păi dacă îmi dădea o problemă de genul ăsta la liceu, stăteam și mă uitam de... Mă uit și eu, am văzut, am avut ocazia să văd și probleme de matematică, sigur, nu mai era... N-am mai simțit frumusețea din anii liceului meu, din anii 80, dar senzația mea e că acum, dacă ai pierdut trenul în clasele de gimnaziu, să spunem, n-ai baza, n-ai foarte fundament. Greu recuperezi după. Poate că pe vremea noastră se mai putea face ceva, dar speculăm acum. Ideea este că examenul, începe bacalaureat, examenul înscrierea poate fi luat, ideal ar fi, aici ca și cu votul, să se înscrie cât mai mulți și să participe. Știi, mie mi-a spus cineva un lucru foarte interesant. Eram student și mi s-a spus în felul următor. Dacă te prezinți la examen, șansele de reușită sunt diferite de zero. Dacă nu te prezinți la examen, șansele de reușită sunt identic egale cu zero. Nu egale. Știți identic, că mai era așa a treia linie, da. Cu alte cuvinte, domnule, înscrieți-vă la bacalaureat. Dacă v-ați înscris pentru susținerea bacalaureatului, plecați cu șanse diferite de zero. Hai să rămânem așa la o vârstă fragedă și să vorbim despre un sport cu mare tradiție în Iași și cu succese. Mă refer la șah. Da. Și Iașul are foarte multe asemenea manifestări importante, inclusiv în zona de performanță, dar de curând nu, a fost gazda celui mai mare concurs de șah din Europa, după numărul de participanți, deci 2000 de participanți, da, la nivel de, hai să spun, de masă, de jucători obișnuiți. Șahul e considerat în continuare și pe bună dreptate sportul minții și atunci este... Bă, acum, doamnă, să știți, aici încep să zâmbesc puțin. Este un sport și mulți medici vă recomandă, domnule, faceți sport ca să vă mențineți sănătos. Ei, faceți șah pentru sănătatea creierului, da. Șahul, stați pe scaun și mutați. Cert este că Iașul iarăși a devenit cunoscut la nivel internațional, că spuneam la început că nu vom avea subiecte internaționale. Da, de ani buni, vorbim de ani buni de această notorietate aia. Da. De aici, evenimentul acesta, sigur, e și el poate că va fi pomenit în mass media internaționale. E clar că da. Și dacă tot am revenit că Iașul este cunoscut pe plan internațional, o știre care a fost prezentată în cadrul emisiunii Dezbaterea Zilei, Iașul va găzdui turneul de la Hamburg. Deci Hamburg nu mai va găzdui acel turneu de tenis de câmp, ci Iașul va fi gazda acelui, se mută la Iași. E un turneu de 250 de puncte WTA, este cel de-al treilea cel mai mare turneu din Europa după Roland Garros și Wimbledon. Am ajuns ca Iașul să fie clar pus pe harta europeană a tenisului. Asta este o veste excelentă, da. Eu nu am așa ierarhia după cele de Grand Slam, care sunt cele mai mari, dar Hamburg îmi spune ceva alături de... Ei, Hamburg a pierdut, să zicem, organizarea acestui turneu și la Iașul a concurat mai multe orașe din Europa și a reușit să fie nominalizat. Un lucru foarte bun. De asta spuneam că Iașul începe să devină din ce în ce mai bine pus, cum să spun, amintit de către sportul european și internațional. Vreau să trec la o știre care e legată de alegeri, pentru că am trecut de alegeri foarte, foarte repede și vreau să ajung la o știre care e într-un fel o știre hazlie. De ce vă spun de pe acum? Pentru că data trecută tot pe ultima 100 de metri. La aceste alegeri avem cel mai vârstnic candidat. Are 100 de ani. 100 de ani. Și este candidat pe listele pentru Consiliul Local într-o comună din județul Vaslui. Ama, nu mai zâmbiți, că de obicei județul Vaslui este luat cu acolo sunt bețivi, acolo sunt bătăuși.
Iată că în județul Vaslui este... Acolo sunt și mulți oameni serioși, din fericire, da, care fac acest județ deci, să meargă înainte. 100 de ani, cel mai în vârstă candidat. Stau și mă gândesc la 100 de ani. Pentru ce mai dorește să se implice în politică? Da, e problema lui. Iar cel mai tânăr are 23 de ani. Da, fără să speculăm, e un... Poate fi și o situație, e întotdeauna mai bine să ai o listă completă în comuna respectivă. Nu știu, nu vreau mai să fac mai multe comentarii, nu știu dacă venerabilul locuitor al comunei își propune neapărat să pună în aplicare un program electoral, dar uite, e o exercitare a unui drept fundamental al omului, chiar la o vârstă foarte înaintată. Știi ce ar trebui să îi se ureze tot timpul? Să vă duceți mandatul până la capăt. Să vă duceți mandatul până la capăt. Da, și dacă toți suntem pe da, să zicem... spunem că mai sunt date, eu zic, interesante despre aceste alegeri. La alegerile locale candidează 207.389 de cetățeni. Cam 1% de adulți. Puțin sub cifra de acum 4 ani. Mă mai interesează procentajul femeilor. Este în creștere din câte am văzut. Este în creștere, dar rămâne, da. Rămâne unul totuși redus. Nu am acum, da, tu vorbești despre media europeană. Despre candidații, nu, candidații de gen feminin în general. Nu are rost probabil cifra. Nu, compari numărul, da, deci media femeilor la alegeri locale din România cu cele la nivelul european. Da. Mult, mult sub cea media europeană. Așa este. Probabil la o șesime sau o șeptime dintre candidați sunt, da, sunt femei. Și dacă tot discutam despre alegeri, că acum, doamnă și domnule, este ultima săptămână de campanie electorală, mai avem puțin și mergem la urnele de vot, trebuie să spunem că eu spun și îți propun, Luciana, această discuție, este o hotărâre de majorare a salariului minim pe economie, care a iscat vii controverse și care a iscat și vii discuții și... Premierul Ciolacu a fost atacat din toate părțile, luat la țintă, ciurit, un fleac, m-au ciurit, știi? Problema este următoarea, că valoarea salariului minim pe economie a fost anunțat de mult că va suferi modificări înainte, da, de campanie electorală, înainte, da, de orice. Da, tot atunci că vorbeam de asta și exact, bănuiam că în campanie nu poate fi anunțate. Nu poate fi acuzat premierul Ciolacu, cu toate că multă lume l-acuză și să știți că de multe ori, pe bună dreptate, le dau și eu dreptate. Dar tura asta, nu. Era de mult anunțată creștere. Nu trebuie să vă supărați, domnilor antreprenori, domnilor angajatori, doamnelor, domnilor care sunteți angajatori, da. Domnii antreprenori, poate că ar fi sperat ca decizia să fie luată la celelalte, în cealaltă campanie. Da, adică pentru alea parlamentare, da, sau pentru alea prezidențiale. Deci, da, da, da. A fost anunțat din timp. La fel cum și creșterea pensiilor, dacă ții minte, cea din septembrie a fost anunțată din timp. Nu puteți să spuneți că astea sunt mite electorale. Nu, asta e baza politicii românești. E un tip de contract pe care politicienii l-au cu publicul. Publicul știe despre politicieni că nu strălucesc nici prin inteligență, nici prin onestitate, etc., etc. Dar, când se poate, pe grupurile lor țintă, că fiecare partid are, corect, grupurile sale țintă, încearcă să le ajute puțin. Da. Și asta duce, asta face ca rotativa politicii românești să funcționeze. Bun, e un lucru interesant. Și mămăliga să nu explodeze. Nu. Haideți să vă... Da, ai spus asta acum. Vreau să o las puțin mai târziu, că este un subiect foarte interesant. Trebuie să-i anunț pe cei care sunt îndrăgostiți de Asia că Thailanda a ridicat vizele pentru români. Deci dacă vreți să vă duceți în Thailanda, nu vă mai trebuie viză. Știți că înainte spunea viză la aeroport sau te duceai la consulat și spunea viză? Nu! Te duci în Thailanda, pac, sunt convins că foarte mulți dintre... Eu cunosc foarte mulți ieșeni care au plecat și merg, își petrec concediu în Thailanda, motivat și de faptul că prețurile acolo sunt reduse, mici la
tot ce înseamnă și cazare. Bine, acum dacă vă duceți în stațiunile de 5 stele, asta e. Dar există în Thailanda posibilitatea de a sta 15 zile cu cheltuieli foarte mici. 15 zile, știu pe cineva care pentru $100 a avut cazare o lună de zile și a zis, bă, nenea, ce naiba să fac o lună, mă plictisesc acolo. Bă, n-ai cum să te plictisești, adică peisaj, ai și munte, ai și mare, ai și tot. Nu, a zis că eu nu pot să stau așa de mult. Și a plătit $50, nu de euro, pardon, de dolari, pentru 15 zile și a stat și a zis, bă, cu restul de $50 am avut cât uși de cât masa asigurată. Acum nu vă duceți că friptură de nu știu care, de vită Kobe sau nu, dar... Thailanda a ridicat vizele. Aviz amatorilor. Bun. Mai înainte spuneai ceva că explodează mămăliga. Nu, doamne, nu, spuneam că e o discuție. E o discuție. Doamne, ea explodează rar. Ea explodează da. Rar. Săptămâna asta avem mai multe știri așa, distractive. Un profesor olandez, profesor asociat de istorie culturală europeană de la Universitatea din Amsterdam, a scris o carte despre mămăliga românească. Eu prima dată când am citit și am zis, e ceva, poate... Nu, omul de 34 de ani studiază istoria României, studiază obiceiurile, studiază tradițiile, este îndrăgostit de România. Și acum a publicat o carte despre mămăligă. Doamne iartă-mă că toți românii știu cum se face mămăliga. Ei, bine, el a descris-o din momentul în care se culege porumbul, se face făina, cum se face... Și modul în care mămăliga a influențat societatea românească. Mi se pare extraordinar lucrul ăsta. Niciodată nu m-am gândit. Da, și mai ales că, hai să spunem, fără să ne erijăm noi în așa, cunoscători în domeniu, dar e totuși recentă. Porumbul vine în Europa după marile descoperirea Americii. Deci, da, e remarcabil modul în care s-a impus. E un lucru care, cel puțin... Bun, suntem spre final și vă dau... Da, dar mai avem ceva. Hai să rămânem în internațional. Da. Și în Italia sunt alegeri locale simultan cu alegerile europarlamentare. Și apropo de numărul de candidați, a apărut și în presa românească și în cea internațională, un sat italian cu 46 de locuitori are 30 de candidați la alegerile locale și sunt și drame acolo, pentru că primarul care e vechi primarul în funcție, care e destul de tomnate, care totuși o mămică, care nu-l mai susține. Primarul are 41 de ani, mama are 70 de ani. Da, așa, și mama s-a dus cu... nu-l mai susține, susține un alt proiect politic. E totuși spațiul latin, e un spațiu pe care, care noi rezonăm. Știrea asta se leagă cu acea știre care urmăreai tu să vezi care este procentul de reprezentare a femeilor. De ce a plecat mama primarului în tabăra adversă? Pentru că a văzut că pe lista de consilieri loc... era nicio femeie. Nu, erau mai multe femei. Da. Și atunci a agreat acel proiect. Da. Deci gândiți-vă, doamnelor și domnilor, într-un sat cu 46 de locuitori, sunt 30 de candidați. Pe acolo se joacă cum... Să nu le dăm idei, pentru că și noi avem discuții comune prea mici, sate prea mici, cu autorități, așa. Deci e o imagine clară despre cât de greu e de reformat societatea italiană. România joacă de copii pe lângă reformarea societății italiene. Bun, satul respectiv este undeva în apropiere de Torino, doamnă și domnul, pe un munte, într-un ținut sălbatic, iar primarul în funcție le-a zis, domnule, avem o mare problemă pe care trebuie să gestionăm. Faptul că acest sat a devenit cunoscut în Italia și avem foarte mulți turiști. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Sper că v-am adus zâmbetul pe buze, măcar la sfârșit, cu aceste știri distractive. Nu uitați, există o carte despre mămăligă scrisă de un olandez, nu de un român. Și la alegerile locale din Italia trusa de 46 de locuitori. Noi vă vom ține la curent și candidați. Vă vom spune în prima ediție de după, când avem rezultatele, vom spune dacă a câștigat primarul sau candidatul mămicii. Corect. Până una alta, domnule și domnule, suntem la finalul acestei ediții. Până data viitoare, cele bune, la revedere și ieșiți la vot! Ieșiți la vot, pentru că este foarte, foarte important.